Hai să spunem mandala. Să zic eu sau? Ziua, da, hai. Bine, hai că zic. Începem. Începe. Aici este Marele Pământ. Aici este Marele Pământ, plin de miros de tămâie și de o pătură de flori acoperit. Mărețul Munte, cu cele patru continente, purtând soarele și luna ca bijuterii. În mintea mea mi le imaginez paradisul lui Buddha și le ofer în dar pe toate ție. Datorită acestei fapte, fie ca toate ființele vii, într-o lume plină de puritate, să locuiască. Idanguru Ratna Mandalakam Niryatayami. Și de trei ori, până la iluminarea mea, mă refugiez în Buddha, Dharma și Sangha. Prin puterea faptelor bune pe care le fac, să ajung la iluminarea completă pentru binele fiecarei ființe vii. Până la iluminarea mea, mă refugiez în Buddha, Dharma și Sangha. Prin puterea faptelor bune pe care le fac, să ajung la iluminarea completă pentru binele fiecarei ființe vii. Până la iluminarea mea, mă refugiez în Buddha, Dharma și Sangha. Prin puterea faptelor bune pe care le fac, să ajung la iluminarea completă pentru binele fiecărei ființe. Așa, bun. Începem cu lecția 1. Aș vrea să începem direct cu o meditație. Așa că pregătiți-vă să meditați. Care e primul pas pe care l-a recomandat Buddha să-l faceți? Opriți telefonul. Vă rugăm, opriți-vă telefoanele. Vom trece prin dansul leului. Există cinci părți ale acestei meditații. Meditația asta este regăsită în vreo trei sutre diferite. Maitreya a predat-o lui Asanga. Mulți dintre voi deja o practicați în ultimul an, în retreat-urile Lamrim, am predat această meditație și are cinci părți majore această meditație. Noi până acum am făcut doar două, iar în această săptămână vom face partea a treia și partea a patra. Există în manualul vostru pașii acestei meditații. Partea asta se cheamă dincolo de vârf sau peste vârf. Vă rugăm să vă închideți. Dați puțin. Să vă închideți microfoanele, cei care mai aveți microfoane deschise. Ce se întâmplă cu asta? Așa. Așa că să începem, pur și simplu. Dacă faci toată meditația cap-coadă, vă ia cam aproximativ o oră. Așa că o să facem în mai multe părți, pe părți, iar dimineața o să facem o parte mai mare, pentru că aveți mintea mai fresh dimineața. Și în timpul retreat-ului vostru personal, veți continua voi această meditație.
blessing it, and I prefer that you learn one of the five parts, and then you do it for a couple months, and then you learn the next part, and you do that for a couple months. So. Câțiva dintre voi deja o practicați, v-aș ruga ca să practicați această meditație făcând una din părți câteva luni, apoi adăugând și partea următoare încă câteva luni și tot așa până când le adăugați pe toate cinci părțile. Chiar dacă sunteți unii la început, n-am să-i țin în loc pe cei care deja o fac, așa că vom face în acest retreat și partea a treia și a patra din această meditație. Top gel înseamnă să treci dincolo de vârf. Așa că hai să începem. And when you meditate, the group is much more powerful and it's also much more distracting. Când meditezi în grup, de multe ori este mai puternic, dar în același timp este și mai provocator pentru că se aud multe zgomote în jur. Așa că dacă ai nevoie, suflă-ți nasul acum. So in this meditation, which is called Lion's Dance, Singha Vijambita. Deci în Singhi Kingpa, number Kingpa. It's the first step is to immediately follow a noise in the room. So it could be the air conditioner, it could be small noises from. Deci în această meditație pe numele dansul leului. Primul pas este să mergem cu atenția pe un zgomot din camera noastră. Poate fi aerul condiționat sau poate fi și un coleg de-al tău care meditează și se foiește în jurul tău. Sau pot fi copiii care se joacă în camera de alături sau poate mașinile care circulă pe afară. So, start with a noise in the room, rather than counting your breath. Deci decât să începem cu număratul respirațiilor, vom începe cu un zgomot din camera în care te afli. O luăm încet, iar dacă ai timp, este bine să aloci aproximativ 20 de respirații pentru fiecare pas. Așa că pentru ascultarea unui zgomot din jurul tău, alocăm aproximativ 20 de respirații.
please go to the beating of your heart, which is, represents the first form realm level. We can also call it the world of beauty, which is the meaning of form realm, rupa. Acum mergi cu atenția la bătăile inimii, care reprezintă și primul nivel al formelor. Care se mai cheamă și se mai numește și lumea frumuseții. Iar dacă ești acasă și meditezi în acest pas, poți să încerci să îți asculți bătăile inimii. Când te afli într-un grup, este puțin mai dificil să-ți asculți bătăile inimii, dar ce poți face este că poți să simți cum inima bate în piept. 20 de respirații. Ideea este că explorăm în interiorul nostru un punct mai profund pe care să ne punem atenția, iar la fiecare pas există un gakcha, un element la care noi renunțăm. Iar gakcha, elementul la care renunțăm de la primul nivel, este zgomotul exterior. Și pătrundem în interior, în profunzime, renunțând la zgomotul din exterior. Să ne mai punem atenția pe el. Și ne punem acum atenția pe sunetul bătăilor inimii noastre. Deci suntem cu atenția pe bătăile inimii noastre și nu mai putem auzi zgomotul din exterior. Iar sunetul bătăilor inimii este mult mai încet decât sunetul din exterior.
Acum vom merge și mai în profunzime, într-un loc și mai liniștit. Iar acum gakcha sau lucru pe care noi îl lăsăm în urmă este sunetul bătăilor inimii atunci când ne uităm la inima noastră din exterior. Așa că renunțăm la sunetul exterior al bătăilor inimii și intrăm în interiorul inimii, nivelul numărul 2 al formelor, care se numește tot lumea frumuseții. Și acum intrăm în interiorul inimii și lăsăm nivelul dinainte, care era puțin mai gălăgios decât în interior. Așa că acum imaginează-ți că stai în interiorul inimii tale. Și simți cum inima bate în jurul tău, pereții din jurul tău sunt pereții inimii care te înconjoară. Deci acum ești în interiorul inimii și ai lăsat deoparte lumea exterioară dinainte. Nivelul formelor numărul 2. Sitting inside of the chamber of the heart, and feeling it beat around us, is normal. No. Iar acum, stând în interiorul inimii tale și simțind cum inima bate în jurul tău, devine ceva obișnuit. It's quieter, and it's normal. Este mai liniștit ca înainte și este un lucru normal acum. And now we're going to go deeper. So
that feeling of sitting inside the heart becomes a gapcha, something we want to drop, something we want to leave behind. Iar acum vom merge și mai în profunzime, iar acest sentiment pe care îl ai când auzi, te afli în interiorul inimii și auzi inima cum bate în jurul tău, acest sunet este ceva ce vom renunța, îl vom lăsa în urmă pentru a merge în profunzime. Still inside the dark chamber of the heart. Și îți imaginezi că ești încă în camera întunecată a inimii tale. Now the heart is inside the heart and it's beating far away, maybe 5 or 6 meters away, and it's small. And you have lost your connection with it. You are still in the middle of the heart. It's dark, it's quiet. But now the beating of the heart is a little bit far away. Încă te afli în interiorul inimii tale, dar sunetul bătăilor inimii deja se simt ca și când ar fi mult mai departe, la distanță, și le auzi din ce în ce mai încet. Still inside the heart. And there's a feeling of neutral feeling, you are no longer so connected to the heart, it's pretty far away. Există un sentiment neutru acum față de inimă. Încă te afli în interiorul inimii, dar bătăile sunt foarte distante. And you're just observing it from inside the heart. Și tu, darkness, it's quiet. Tu doar observi aceste bătăi la distanță. It's a little bit away from you. Sunt puțin mai departe de tine. Este încă întuneric și liniște și mai multă. This is the form realm, world of beauty, level 3. Acesta este nivelul formelor, lumea frumuseților, nivelul 3. Now inside that quietly beating heart, which is separated from you, you see a single crystal of sugar. Iar acum, în interiorul acestei inimi care bate și mai încet,
Vezi un cristal mic de zahăr. Îți poți imagina de asemenea și un mic diamant. And you go down towards the crystal, deeper, drilling deeper into the heart. Și merge acum și mai în profunzime în interiorul inimii, în interiorul acestui cristal de zahăr. Și îți imaginezi că devii din ce în ce mai mic. Și chiar poți observa o mică ușiță pe lateralul acestui cristal de zahăr. Deschizi această ușiță și intri cu totul în interiorul acestui cristal de zahăr. Este o ca o cameră destul de confortabilă în interior. Și închizi ușa după tine și îți imaginezi că ești într-o cameră antifonată. Mult mai multă liniște aici, iar camera este destul de confortabilă. Este foarte liniște. Și meditezi în interiorul acestui mic punct care este cristalul de zahăr. Adânc în interiorul inimii tale. Acesta este al patrulea nivel al formelor. Now we move up to the formless realm, the world beyond the physical. Iar acum mergem în continuare, în profunzime,
ajungând la lumea fără formă, dincolo de lumea materială. Primul nivel din lumea fără formă se cheamă Namkhatae. Now we expand the mind. We are still inside the sugar crystal, but the mind expands. Ne aflăm în continuare în interiorul cristalului de zahăr, dar mintea se extinde acum. Like an ocean. Precum un ocean. Se extinde larg, precum un ocean. So I like to imagine the ocean between China and America. Așa că putem să ne imaginăm oceanul dintre China și America. Un ocean întins, vast, iar suprafața oceanului este foarte, foarte liniștită. Este precum suprafața unui lac. Iar mintea mea se întinde suficient cât este și oceanul de larg. Încă ne aflăm în interiorul cristalului. Mintea e încă în interior, dar se întinde. Ajută să te gândești că se întinde în stânga și în dreapta. Starting at the center of the ocean, maybe at Hawaii, and spreading to the horizon and beyond the horizon. So sometimes I like to drop a pebble. Și ar putea să te ajute că dacă îți poți imagina undele apei cum se întind în stânga și în dreapta. Și dacă îți poți imagina că arunci o pietricică în acest ocean, iar undele se întind în toate direcțiile, dincolo de orizont, tu te afli în continuare în interiorul cristalului, iar undele se întind dincolo de orizont, iar mintea mea este larg deschisă către toate direcțiile, precum acest ocean. Este precum acest ocean care îmbrățișează tot cerul. Deci acum poți să arunci această pietricică și să observi undele cum se propagă.
second formless level, the ocean becomes a gapja. It's too noisy. Iar acum, pentru a trece mai departe, în al doilea nivel fără formă, oceanul devine un gakcha, devine un element prea gălăgios. Iar noi vrem să mergem mai în profunzime, undeva unde e și mai multă liniște. Și vrem ca acum mintea să devină și mai deschisă și să se extindă și mai mult. Imagine that the mind is like a light. My awareness is like a light. Așa că ne imaginăm că mintea noastră și atenția noastră este precum o lumină. And from where I'm sitting, which is still inside the crystal. Iar de aici, de unde stau, care este tot în interiorul cristalului, în mijlocul oceanului. As if I turned on a light, the light will go not just left and right, but it will go up to the sky. Iar de aici, de unde mă aflu, lumina atenției mele se va extinde precum un glob mare, nu doar stânga-dreapta, ci în toate direcțiile se va extinde atenția mea. În toate direcțiile, dincolo de cer, până la soare și dincolo de soare, către fiecare din planete și apoi dincolo de planete, apoi către alte stele și apoi dincolo de aceste stele. O glob uriaș de atenție se întinde, atenția este limpede precum o apă de cristal, se extinde către tot spațiul. There are countless beings in the universe. Then there must be other people doing this meditation right now. Eu personal îmi place să îmi imaginez, având în vedere că există nenumărate ființe în acest univers, mă pot întâlni cu alte ființe care și ele în același timp fac această meditație, se află pe alte planete, în alte lumi. Iar globul meu de atenție limpede și clară se întâlnește cu globul lor al atenției lor în timp ce meditează și ei. Iar cele două globuri se întâlnesc, se întrepătrund, iar mintea ta se extinde către orice altă minte din univers. Așa că îmi place să mă imaginez că aprind o lumină în interiorul capului meu. Clear water-like light
starts to expand in all directions. Iar apoi acea lumină limpede, precum o apă cristalină, se extinde în tot universul. Quickly beyond this planet. Se extinde rapid dincolo de această planetă pentru a atinge și alte minți. Up the universe. Second, formless realm level called Namshetai, infinite awareness. Acesta este al doilea nivel al fără formelor, care se cheamă atenție infinită sau conștientizare infinită. Ești foarte deschis, foarte liber, ești extins. The mind feels very happy and clear. Mintea se simte foarte fericită și limpede. Mind becomes a gotcha, something too loud, too noisy. We want to go even more quiet. Iar acum această minte infinită devine un gotcha, adică ceva prea zgomotos, ceva pe care vrem să îl lăsăm deoparte, ceva la care să renunțăm acum. Iar în acest al treilea nivel, fără formă, încercăm să oprim mintea. Și imaginează-ți că acum pur și simplu întrerupi mintea. Nu se mai aude niciun zgomot, niciun sentiment, niciun gând care să circule prin minte. Pur și simplu ne imaginăm că oprim mintea complet.
precum un întrerupător. Totul este acum și mai liniștit, iar dacă gânduri apar sau sentimente apar, le oprești, pui stop. Deci o parte din mintea ta veghează să vadă dacă încă mai apar gânduri și sentimente. Iar restul minții este oprită. Fourth formless realm level, and then we'll take a break. It's called Dishenemen. Acum trecem în al patrulea nivel, al fără formă, și apoi vom lua o pauză. At the third formless realm level, we turned off our mind. În al treilea nivel, al fără formelor, ne-am oprit mintea. Și am încercat să punem stop gândurilor și sentimentelor. Iar acum, la al patrulea nivel, fără formă, în mod tradițional, permitem gândurilor și sentimentelor să vină și să se ducă. Și al patrulea nivel devine și mai liniștit și mai interiorizat, pentru că nu ne mai atașăm de gânduri, nu mai încercăm activ să le blocăm. Pur și simplu le lăsăm să vină și să treacă. So again we'll turn off the mind. But this time if thoughts come through the mind, we let them gather like clouds in the sky and then we let them dissolve. Deci acum la fel, mintea am oprit din minte, dar dacă gândurile vin, le lăsăm să se adune precum norii pe cer și tot la fel le lăsăm să se și disipe.
și nu ne atașăm de ele. Acesta este al patrulea nivel, fără formă, foarte, foarte liniștit. Please follow three long, slow exhales in your mind. Don't go. Don't open your eyes. Follow three long exhales. Acum expiră prelung de trei ori și urmărește cu atenția respirația. Slowly open your eyes and I like to take a stretch. Și acum încet deschideți ochii și vă întindeți. You can drink something when you're here in the desert, you have to drink a lot. Puteți să și beți ceva. Și aici în deșert chiar vă recomand să beți mereu câte ceva și face și clasa puțin mai interesantă, că mereu va trebui să mergeți la toaletă. So my mom, my stepmother, had her 90th birthday recently. Recent, mama mea vitregă a avut, a împlinit 90 de ani. She's a big supporter of Diamond Mountain for 20 years. Este un fan mare al centrului nostru din munte de aici, de mulți ani. She does yoga still. Încă face yoga. And she walks three times a day for an hour. Și de trei ori pe zi, de trei ori pe săptămână, se plimbă timp de o oră. E incredibil. Încă face business. So anyway, we had her 90th birthday and she invited us to the hotel on the beach. Și ne-a invitat de ziua ei, când am împlinit 90 de ani, ne-a invitat la un hotel pe plajă. Hotel. Un hotel. Right on the beach, ieftinache, așa.
Dar eram fix pe plajă și când m-am dus, ne-am gândit că o să și facem surfing. Obișnuiam să fac mult surf când eram tânăr. Deci de curând, eram prin China și Taiwan și mă gândeam că ar fi bine să încep să fac niște exerciții în apă. Că altfel voi muri făcând surf. Deci eu cu Stanley, cu John și cu Scott, aproape zilnic ne-am dus să înotăm în piscina hotelului. E cam plictisitor. Nu este cum e surf. În piscină înnoți așa de la un cap la altul, mai vorbești de niște business-uri, mai vorbești de ce program avem azi. Pe când dacă vrei să faci surf, trebuie să faci multe mișcări compuse. Să dai din mâini, să... Pentru că altfel te răstoarnă valul dacă nu știi cum să ghidezi în timp ce faci surf. Am încercat, cât eram în piscină, am încercat să înnotăm în mai multe feluri, dar nu se aseamănă cu surf-ul. E destul de plictisitor să înnoți în piscină. Este doar un fel de antrenament preliminar surfingului ce facem în piscină. Dar totuși, dacă nu faci acest antrenament, atunci când te duci să faci surf, o să te răstoarne balul, o să ai multe provocări. Deci, ce am meditat mai devreme, primele patru niveluri din nivelul formei și apoi următoarele patru din nivelul fără formă, plus aerul condiționat, care este nivelul dorințelor dinainte. Deci sunt 9 nivele în total. Acestea se cheamă nivele de încălzire. Aceasta este încălzirea noastră. Acestea nu sunt meditație. Și sunt un fel de bazine pe care le facem în piscina hotelului. Pentru că ne dorim să ieșim la surf mai târziu. Și este destul de bine cunoscut faptul că mulți oameni au rămas blocați în piscina hotelului. Și nu s-au dus mai departe să facă surf. În special nivelul al treilea, fără forme. Este foarte celebru atunci când îți oprești gândurile din minte și mulți oameni au confundat acest nivel cu vacuitatea. Și au zis, asta e vacuitatea? Deci aici trebuie să ne oprim cu practica meditației. N-are rost să avansăm. Deci s-au oprit în piscina hotelului și nu s-au mai dus mai departe la surf. Și ideea este că toate aceste niveluri sunt modalități prin care noi să ne ascuțim mintea în meditație, să ne ascuțim abilitățile de a medita. Sunt pur și simplu exerciții, nu sunt surf, nu sunt surfing, nu sunt activitatea pe care noi o urmărim. Deci, antrenamentul constituie așa.
Primul este nivelul dorințelor, acela cu zgomote, apoi următoarele patru niveluri ale formei, apoi și apoi următoarele patru niveluri fără formă. Deci sunt în total 9 niveluri pe care noi ne antrenăm și de-abia apoi începi meditația adevărată. Deci nu te opri în piscină. Încă nu există conținut. Încă nu există conținut pe care conținut în meditația ta. Momentan sunt doar tehnici de ascuțire a atenției. Acum în primele 9 niveluri ne exersăm mușchiul meditației. In different ways, you know? În diferite exerciții. It won't help you. Și nu te va ajuta în viața ta. Semințele pe care le plantezi făcând aceste 9 niveluri nu te vor ajuta cu adevărat. Pur și simplu sunt doar niște semințe plăcute. Îți vor da niște rezultate plăcute. Dar nu sunt transformaționale. Și nu e bine să te oprești în piscină și să nu mai intri deloc în ocean. Deci sunt foarte importante, sunt exerciții, dar sunt foarte importante. Anybody gonna tell me why it's called? Why is it called form realm? Or nowadays I think the translation might be better if we call it world of beauty. Poate să-mi spune cineva de ce se cheamă nivelul formelor, primele patru, sau în zilele astea când mai traduc, se mai traduce și lumea frumuseții sau lumea frumosului, aceste patru niveluri. De ce se numește așa? Poate să răspundă cineva? Primele patru. De ce se cheamă primele patru nivelul formelor? Deci, dacă toată viața ta doar asta faci, adică stai în piscină și stai mult, în primul rând să-ți faci riduri pe mâini, dar nu, glumesc. Deci, explicația e în felul următor. Pentru că nu ai niciun gând normal, negativ, gând obișnuit și nu îl hrănești, consecința e că te vei naște într-o lume plină de frumusețe. Deci te vei naște într-un loc care se cheamă lumea frumuseților. Și toți cei din acea lume seamănă cu sau arată precum Iron Man, Superman, Wonder Woman, exact ca acei supereroi, super frumoși. In fact, I believe that the movie makers came from Form Realm Rebirth last time and they still remembering. Deci eu chiar cred că regizorii acestor filme cu supereroi vin din acea lume sau într-o viață anterioară au fost în acea lume și acum își amintesc detaliile din acea lume și cât de puternici erau și cât puteau să zboare peste tot, super frumoși. Dar problema e că mori, adică nu ține mereu această stare. Deci o să mori la finalul acelei lumi, când se termină semințele. Și apoi cobori jos, în iaduri, în infern. Deci nu e un loc bun unde să te oprești.
because you're meditating so much in the pool that you don't have time to be jealous of other people. Deci motivul pentru care ajungi în această lume plină de frumusețe este că meditezi mult în piscină și nu ai timp să te implici în alte semințe negative. Nu te, n-ai timp să, te, să fii gelos sau să te mai superi pe alți oameni sau să devii furios sau să te superi, precum se întâmplă în viața de zi cu zi. Deci noi considerăm asta că e doar un noroc. Și pentru o perioadă limitată ajungi să fii în acel tărâm, să fii Iron Man. Dar acolo îți consumi toată karma ta pozitivă, cât timp stai acolo. Poate stai câțiva ani, să zic. Și apoi cobori în infern. Deci nu te opri în piscină. Și apoi, de ce trecem și prin tărâmurile fără formă? De ce ultimele patru se cheamă fără formă? Hai să vedem ce zic și ăștia mai în vârstă. De ce trecem și prin tărâmurile fără formă? Deci se cheamă fără formă pentru că nu mai există forme grosiere, dar totuși există forme subtile de, de prana, de energie. Încă există chi. Deci poți să spui că încă ai o bază fizică în acest sens. Dar fundamental ești doar o ființă mentală. E ca și când ai trăi în, în mintea ta, în capul tău. Este foarte plăcut aici, în aceste niveluri. Este ca și când ai fumat toată ziua marihuana. Bănuiesc. Uitându-mă la prietenii mei care, care fac lucrurile astea, adică fumează marihuana toată ziua, parcă așa se întâmplă. Nu am nicio activitate, nu fac nimic. Nu pot avea nicio idee concretă. Sunt doar așa. Ce faci, frate? Deci ăsta este nivelul fără formă, dincolo de fizicalitate. Dincolo de fizic. Deci dacă te oprești în piscină, astea sunt cele două variante. Și de asta au primit aceste denumiri, formă și fără formă. Deci dacă doar asta faci toată ziua, când vei muri, temporar, vei ajunge într-unul din aceste două locuri. Deci nu este un loc unde vrem să ne oprim. Și noi vrem să mergem să facem surfing. Iar surfing se numește Gope Nyomjuk. Gope Nyomjuk. Gopa means stopping. Gopa înseamnă stopare. Cessation, stopping. Încetare, stopare. Okay. And Maria was asking me what kind of stopping, because I guess there's two words in Russian for stopping. Și Maria m-a întrebat mai devreme ce fel de încetare e asta, pentru că în rusește există două cuvânturi, două traduceri pentru acest cuvânt, a înceta. Traditionally, it's called stopping meditation, Gope Nyomjuk, because... Deci în mod tradițional, această meditație se cheamă meditația încetării, deoarece... You stop your wrong idea. Deoarece îți stopezi ideile greșite despre lucruri. Adică idei precum
să crezi în continuare că pixul vine dinspre pix, înspre tine. If you stop thinking that the pen comes from the pen. Deci dacă încetezi a mai gândi că pixul vine de la el spre tine și îți dai seama că vine dinspre tine, deci în acel moment, această concepție pe care o ai este o meditație a încetării. Încetezi convingerea că acest lucru vine de la sine spre mine. De asta se numește meditația Gopen Nomjo, meditația încetării. Așa că vom face un Gopen Nomjo și asta este surfing-ul. You can do a wheel of life meditation. That's like lying on the beach after surfing. Și după această meditație poți să faci o meditație de tipul roata vieții. Iar această meditație este plăcută precum atunci când stai la plajă și te bucuri, stai pe malul mării și te bucuri de plajă. Te bucuri de soare. Deci cam astea sunt scopurile finale, adică surfing-ul și apoi să stai pe plajă după ce ieși din apă. Maitreya said dene sangi namgin te tinge jena nyom shub ne tenjin del jum luktu da mumitu na topache. Very famous. We have to memorize it in the monastery. Maitreya a spus ceva foarte celebru ce trebuie să memorăm. He says, do your desire realm, which is like the ground floor of our European hotel. Maitreya a zis, fă meditația care este, fă pașii, adică nivelul numărul 0, care este nivelul dorinței, care este... Because in Europe they call the second floor the first floor. Este precum nivelul 0 de la un hotel. How many times I wander around the lobby looking for my hotel room. Iar în Europa, nivelul 2 este nivelul 1 la hotel și nici nu știți de câte ori m-am pierdut prin hoteluri căutându-mi camera. Deci nivelul 0 unde este recepția hotelului este nivelul dorințelor. Apoi următoarele 4 nivelurile formei și ultimele 4 nivelurile fără formă. Cum se cheamă hotelul ăsta din Kiev, Premium Palace, unde avem noi evenimentele? Și este un exemplu perfect pentru că la etajul 9, după sistemul european, la etajul 9 există un restaurant cu o priveliște impresionantă asupra Kievului, unde noi putem să luăm și un mic dejun american. Peter și Maria predau de multe ori ACI în acel loc. Și când ajungi la... Și când, ca să ajungi la nivelul 9 al acestui hotel, e un pasaj secret, trebuie să o iei pe niște coridoare. Și apoi ajungi acolo și e un mic dejun american, exact, ca la carte. Deci când ajung acolo și când am ajuns acolo, i-am zis lui Scott, știi, acesta este scopul final. Este nivelul 9. Deci nivelul 9 este precum surfing-ul. Este meditația încetării. Este meditația pe vacuitate, practic. Și apoi, dacă vrei ca desert, poți să faci o meditație a interdependenței. Și asta... Chuk chik in
meditation, in the study of meditation. Chuk-chik. Și asta se cheamă un precum o un o masă completă. Means, truth means offspring, like a baby cow is called a batu, a baby rabbit is called a ribontu. Okay, you just add truth. And the colloquial, do you know the colloquial? It changes. It's pugu, pugu. Pugu is tugu. It means kid. So this meditation has five babies. Deci această meditație are cinci urmași, ca să zic așa, cinci copii. Ciuc, așa asta e termenul. Și noi acum am făcut jumate din primul bebeluș al acestei meditații. Am făcut jumate din partea 1. Tocmai ce am terminat jumate din prima parte și mai sunt încă patru părți jumate. Pe care încă nu le-am făcut. So, it's sort of a grand meditation that really you can do it for 3-4 years and get good at it. Aceasta este o meditație mai extinsă, face parte dintr-o meditație mai extinsă pe care o poți învăța și o poți face pentru următorii 3-4 ani. Te poți specializa în această meditație. It's good to learn it in pieces și, and to get good at the first 8 floors. Și e bine să înveți pe părți, să devii bun, de exemplu, la primele 8 părți. And then go on, okay? So I'm going to describe the stopping meditation, okay? Iar acum o să să vă descriu meditația încetării. In Taiwan, we found a good way to describe it. Și cred că de curând în Taiwan am descoperit o modalitate bună de a descrie această meditație a încetării. So, if you have a partner, wife, husband, boyfriend, girlfriend. Deci dacă ai un partener, o soție, prietenă, soț, prieten. I don't know about you. I'm a little jealous. Nu știu despre voi, dar I don't have to be too jealous because my partner is really beautiful and devoted and nu știu despre voi, dar eu sunt puțin gelos. Nu trebuie să fiu prea gelos pentru că partenera mea este cu adevărat frumoasă. But in my life, dar în viața mea, 16, încă de când aveam 16 ani, m-am aflat, m-am trezit în multe relații unde exista gelozie și știu cum e sentimentul ăsta. E foarte neplăcut. Pentru că toată ziua ești paranoic. Deci, imaginează-ți că te întorci acasă mai devreme de la muncă și intri în apartamentul tău, iar partenerul tău stă așa pe mobil și te văd și ascund mobilul și zic, bună, ce faci? Și iau și ascund mobilul când tu intri. Și tu ești, pe cine, cu cine vorbești tu acolo pe mesaje? Și de mult, când eram eu adolescent, aveam un singur telefon în casa noastră. Și eram patru frați. Toți aveam câte o prietenă, patru prietene. Și încercam toți patru să ne folosim de un singur telefon. Și mereu era neplăcut. Și o întrebam, n-aveam bani să ne luăm mai multe, dar o întrebam pe mama noastră dacă putem să ne luăm o extensie la telefon. Adică o extensie înseamnă să poți să stai în dormitor și să vorbești la telefon și să nu vorbești din bucătărie unde era primul telefon, să te audă toată lumea. Dar faza e că toate acestea sunt conectate între ele.
Și frații mei erau mereu în bucătărie și ascultau. Și dacă ești adolescent, poți să auzi și în momentul când ei ridică receptorul de la cealaltă extensie. Se aude un sunet în difuzor. Și îi întrebam, în timp ce ei mă ascultau, îi întrebam, ce faci? Ești pe fir și tu? Și ei îmi ziceau, n-ar trebui să vorbești în felul ăsta cu prietena ta. Iar eu le ziceam, taci mă, hai mă, taci din gură, lasă-mă. Iar mai târziu s-au transformat în mobile. Iar acum oamenii pot comite adulter foarte ușor. Doar deschid telefonul și tastează niște litere acolo. Tastează niște mesaje către un prieten, prietenă pe care soțul nu știu. Și când ajungi acasă și îi vezi așa, partenerii, și tu întrebi, pe cine, cu cine vorbești? Și tu zici, cu nimeni. Și atunci devii foarte neliniștit, așa. Te întrebi, oare ce se întâmplă? Devii paranoic. Și devii puțin gelos. Iar gelozia creează iluzii, creează percepții greșite. Și te gândești că oare sigur trebuie să se întâlnească cu cineva. Sigur are o altă parteneră sau ceva de genul. Și apoi te duci la ei, partenerul, se duce să-și facă un duș. Iar telefonul lor rămâne pe masă și natural, normal, devii curios și îți făceai toată imaginea asta în mintea ta că era cineva pe care ei au întâlnit. Cineva pe care probabil l-or fi întâlnit pe tren săptămâna trecută și au avut o conversație și se dădea unul la altul. Mama mea vitregă m-a dus la o piesă de teatru, ne-a dus împreună pe mine și pe Veronica și în timp ce mama mea vitregă s-a dus la toaletă, un tip a încercat să o agațe, să o invite în oraș. Și când s-a întors, mi-a zis, s-a lăudat, și că, știi, un băiat a încercat să mă invite. Și eu, ce? Cum adică? Unde? Mi-a povestit că vrea să mă cunoască și eu i-am zis, nu, 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 nu cred că vrea să te cunoască. Deci, iei telefonul partenerului tău și verifici ce mesaje a schimbat în jurul orei la care tu ai intrat pe ușă. Și găsești acolo un mesaj din partea Amazonului sau Alibaba care zice că cadoul tău secret pentru partener sau soție este trimis, este în curs de livrare. Și observ că acest cadou, o haină frumoasă pe care ei ți-au comandat-o, este în drum spre tine. Deci el era, partenerul era fericit despre cadoul pe care el ți-l-a comandat ție. Deci nu era fericit că schimba mesaje cu altcineva, ci era fericit că a găsit un
cadou potrivit pentru tine. Și de asta avea acel zâmbet pe față. Și în acel moment, imaginea pe care tu o aveai în mintea ta despre celălalt sau știu partener care ar fi s-ar fi cu care s-ar fi văzut partenerul tău sau altă prietenă, toată povestea pe care ți-ai construit-o timp de o oră, două în mintea ta, toată acea poveste, puf, dispare. Și asta este gakcha. Asta este un gakcha perfect. Pentru că natura unui gakcha este natura unui lucru existent prin sine. Iar un lucru existent prin sine îți provoacă emoții. Îți provoacă furie, îți provoacă gelozie, un lucru existent prin sine. Și totul este fals. Nu e adevărat, e o iluzie. Nu există deloc. Este doar o poveste pe care tu ai confabulat-o în mintea ta. Și ai văzut când ai verificat telefonul soțului tău, el de fapt îți comanda un cadou pentru ziua ta. Deci, gakcha este ceva ce nu era acolo. Și deodată, acest gakcha dispare. Puf! Dispare pur și simplu. Și asta este scopul pentru etapa când ajungem să facem surfing. Deci, în această etapă, explorăm lucrurile care nu există și care ne tot dau emoții negative. Și în această etapă, în etapa de surfing, le vom explora și vom observa cum ele de fapt sunt puf, sunt inexistente. Vă rog, cei care aveți microfonul deschis, să vi-l închideți, Gabi, sau că se mai aude în timp ce traduce. La mine era închis. Ok, închide-l acum. Deci ceva, observăm toate lucrurile astea care nu existau acolo în trecut. Deci când ajungem la etajul 9, acolo unde luăm mic dejunul american și facem surfing, explorăm toate lucrurile despre care noi eram atât de entuziasmați și impacientați, observăm cum ele nu există. Ați înțeles? Deci când ajungem la etajul numărul 9, asta facem. Și asta se cheamă Gopen Nyumjuk. Înseamnă încetare. Ce încetăm? Încetăm ideea că soțul tău avea o prietenă. Sau observăm cât de reală era această idee. Nu era deloc reală. Deci încetăm ceva ce nu era deloc adevărat în prima fază. Înțelegeți? Gopen Nyumjuk. Asta e. Deci să înțelegem, nu-ți stopezi furia. Asta nu există. Nu, pardon. Deci nu-ți stopezi furia. Furia există. Gelozia există. Da? Ci stopezi cauza care propaga furia și gelozia. Și asta este acel om sau prietenă care nu exista. Care nu exista deloc. Ați înțeles? Deci, acel
prieten fictiv, amant, care credeai că există, este doar Alibaba sau Amazon. Okay. Înțelegi? So you gotta get that feeling of, I was alone. Deci trebuie să ai acest sentiment că m-am înșelat cu privire la situația asta. There was nothing there. Nu exista nimic. I was all upset for nothing. Și, and everything, și eram, m-am înfuriat așa mult pe nimic. Upset. Și orice sentiment de supărare pe care l-ai avut în toată viața ta este exact la fel. Toate. Te gândeai la ceva ce nu exista acolo. Ori de câte ori te-ai înfuriat. Nu doar de data asta. Și acest exercițiu de a estompa oamenii pe care pe care tu ești supărat, se cheamă surfing. Okay, that's the real goal. Asta este scopul adevărat. Așa că nu-ți pierde timpul în lift în primele 8 etaje. Du-te direct, mergi cu liftul până la etajul 9 și du-te și mănâncă acel mic dejun american. Surfing. Și fă surfing. Don't do laps in the stinky... Sau nu fă toată ziua bazine în piscina hotelului. In the chemical water. În apa aia plină de clor și mizerie. Du-te în apa din ocean proaspătă și în aerul ăla frumos și soarele. Și fă surfing. Asta făceam eu când aveam 25 de ani. Acum sunt puțin mai... Deci luăm o pauză de pipi. Și când revenim, vom face puțin din mic dejunul american. Și asta e parte din prima rundă a meditației. Vom face 5 runde. Trebuie să le învățăm pe toate 5. Okay, let's start. Revenim. Some people had some questions about the meditation. I think Vimala would like to start with a question. So, unii oameni aveau niște întrebări. Hai să vedem dacă aveți întrebări. Into the mic. Like some people hold the mic like this and talk. Să vedem ce întrebări aveți despre această meditație. We'll do some questions about the meditation. Câteva întrebări despre meditație. Thank you, Lama. Mulțumim, Lama. So, when you're going into the heart chakra and you're going deeper and deeper into the heart chakra. Deci întrebarea mea este despre momentul când intri în chakra inimii și mergi din ce în ce mai în profunzime. Into the form realm. În nivelul formei. This feeling of like becoming a kind of a solid form. And then you come out inside the heart chakra and you go out infinitely and you're touching infinite beings. It's the form as well. Deci e un sentiment puțin că intri în ceva concret, da? Când intri în inimă. Iar apoi când ieși și îți extinzi atenția și atingi un număr infinit de ființe. So, I was wondering, is there a connection between the form and the formless and the upakaya, the enjoyment bodies and bhoga and the emanation bodies? Is there some connection between the samsaric form and formless and then going into the Buddha bodies? Yeah. Și plecând de la situația asta, de la diferențele astea două, mă întrebam dacă există vreo legătură între Rupa Kaya și Sambhoga Kaya, adică corpul din paradisul lui Buddha și corpurile pe care Buddha le emană în restul lumii pentru a fi de folos oamenilor. Bună întrebare. I think there's a big connection. For me especially, when I do the ocean and the space, then
Eu cred că este o conexiune foarte importantă între ce ai zis tu aici. Deci când fac etapa cu oceanul, iar apoi cu spațiu, cred că această etapă mă antrenează, mă pregătește pentru ziua când voi ajunge la pupitru de comandă al lui Buddha. As the newest Buddha, and they assign a planet to me. Când, să zic, devin un Buddha și mi se alocă o planetă. I always see me and V, we get assigned a planet to take care of. Mereu mă imaginez că mie și lui Veronica ni se asociază o planetă pe care să lucrăm. So I feel like I already have experience with outer space. Așa că simt, făcând meditația asta, simt că deja am experiență cu spațiu deschis. So actually I do feel that it sets up the seeds for the different Buddha bodies. Deci simt că aceste etape hrănesc semințele pentru diferitele corpuri ale lui Buddha. You know, it's important, I think, there are very few teachings that were specifically the same between our Buddha Gautama and the next Buddha Maitreya. Sunt foarte puține învățături care sunt similare între ce a predat Gautama Buddha și Maitreya, viitorul Buddha. Dar această învățătură este repetată independent de ambii dintre ei. You know, în ghilimele, adică so independent. There must be some big significance. Deci to planting seeds for your body, cred că există o semnificație foarte profundă în a planta semințe pentru corpurile lui Buddha. Deci făcând aceste bazine în piscină, cred că plantez semințe pentru corpurile lui Buddha. Alte întrebări? O întrebare de pe internet. Din partea lui Lucy. Do the step inside the heart with the grain of sugar crystal. I'm a bit afraid to create something wrong in my heart. Like, and what would I do at that point? Yeah, it's a good question. Întreabă despre etapa când te afli în interiorul inimii tale și apoi intri în acel cristal de zahăr. Și sunt puțin confuză că mie să nu creez lucruri ciudate în interiorul meu. Deci, în mod tradițional, în special pentru cei care meditează mult timp, avem aici niște cursanți care au terminat meditațiile de 3 ani de zile, retreat-ul de 3 ani de zile. Deci avem într-o singură cameră 7 practicieni care au terminat retreat-ul de 3 ani de zile, ceea ce e neobișnuit să iei pe toți în această cameră, într-o singură cameră. Deci când faci un retreat lung, ai vrea să eviți să intri prea mult în chakra inimii tale, pentru că e foarte vulnerabilă. E un loc foarte vulnerabil în corpul tău spiritual și foarte ușor te poți destabiliza, te poți enerva. Și s-ar putea să simți și săptămâna asta cât stai în căsuța ta. Dacă nu ești obișnuit să faci acest lucru și deodată te trezești în deșert de unul singur cu o grămadă de creaturi în jurul tău și prea multe stele, deci te poți simți puțin
impacientat așa, în, în sentimentul ăsta, e, e, se află în inima ta. Yeah, when you're meditating personal retreats, it's good not to do too much inside the heart. Deci când meditezi în retreat-uri personale, e bine să nu stai prea mult în interiorul inimii tale. Și antidotul este să, să cobori atenția la nivelul buricului, mai spre, spre coloana. Deci nu meditezi cu atenția pe buric, ci puțin în spate, spre coloană, da? La același nivel mergi, faci, mergi cu atenția în spate și intri puțin în spate. Deci poți să muți atenția acolo dacă începi să devii puțin nervos stând prea mult cu atenția pe inimă. And I'll tell you a funny thing, which is not funny when you're in a long retreat. Și să-ți mai, și să-ți mai spun și un lucru foarte haios, care nu e, de, nu e chiar așa haios când te afli într-un retreat lung. E, e că dacă cobori mai jos de buric cu atenția, nu vei mai fi în stare să mergi la toaletă. Deci dacă se întâmplă lucrul ăsta, ridică puțin atenția, ai coborât-o prea jos. Dar dacă te simți nervos, impacientat sau respirația e prea accelerată, așa, sau mâinile îți tremură, așa, în retreat-ul tău personal, lasă atenția mai jos, spre buric. Alte întrebări mai aveți? There's another question from the live stream. Încă o întrebare, tot de pe internet. This is from the great Erin Chad up in Sedona, Arizona. And she says, thank you for teaching, Geshe-la. My question is about the fourth formless realm in the lion's dance. I'm wondering if this is what other traditions might call shamatha meditation. Întrebarea mea este despre al patrulea nivel fără formă și apoi... al patrulea nivel fără formă din dansul leului și întreabă dacă acest al patrulea nivel este ceea ce tradițional se cheamă shamatha. Atenția pe un singur punct. There's a lot of confusion about meditation practices. There's many, many what they call vipassana. Există multă confuzie despre practicile meditative. De exemplu, chiar și când oamenii spun vipassana, I did it in 1975. Am făcut în 1975. În 1975 am făcut retreat-ul de vipassana cu Goenka. And I spent 10 days with him. Și am stat 10 zile cu el într-un retreat profund. And there were 50 Tibetan monks with us. Eram 50 călugări tibetani. Și am făcut 10 zile. I was very young. I didn't know about meditation. Eram, la vremea eram foarte tânăr, nu știam prea multe despre meditație. Dar am învățat multe. And at that time, the most important part of it was to watch your breath. În acel moment, cea mai importantă parte a meditației era să-ți urmărești respirația. And so, that would be the elevator. Deci, asta este parte din lift sau acele bazine pe care le faci în piscină. See? Înțelegi? So, there's no content which would cause you to become enlightened. Deci în aceste meditații pe respirație nu există conținut care să te ajute să te iluminezi. It would just make you more peaceful. Ci te va face într-adevăr mai liniștit, mai relaxat. Pentru un moment, pentru o vreme. It's not vipassana. Vipassana is a
Pali word. Și mai târziu am aflat că nu asta este Vipassana. Vipassana este un cuvânt în limba Pali, Sanskrit. Care Pali înseamnă sanscrita vorbită. So Sanskrit became spoken for a while. Deci sanscrita a devenit limbă vorbită timp de o vreme. Then people, it's called Pali. Se cheamă Pali. It's kind of like slang. Și un fel de jargon, cred că jargon. Sau da, jargon. Dar cuvântul de bază se cheamă Vipassana. Și nu Vipassana. It doesn't mean watching your breath. So și nu înseamnă să -ți urmărești respirația. S-a creat o mică confuzie după ce a murit Buddha. Până când a apărut, după ce Buddha a plecat din această lume și până când a venit Nagarjuna, adică un interval de vreo 700 de ani, a fost o perioadă de confuzie. Iar în acea perioadă, Abhidharma era scriptura principală a budiștilor. Iar eu am studiat-o timp de 12 ani, foarte, foarte riguros. Chiar am memorat prima parte din Abhidharma. Like that, okay? But it's a mistake. Dar este este puțin greșită. Nu este cea mai înaltă școală. So those traditions came out of that. So, deci acea tradiție cu Vipassana a venit din își trage sursa din Abhidharma. E bine să le cunoști, e bine să le înțelegi. And it's good not to swim laps. Și e bine să nu înnoți în bazin toată viața. It's better to learn to surf. E bine să înveți să faci surfing. It doesn't hurt. Dar just that you shouldn't stop in the elevator. You will never get a good breath. Deci nu strică să înnoți în piscină sau, dar e bine să ajungi și la surfing sau să ajungi și la etajul nou unde ai un mic dejun copios. Okay. It doesn't help you that much. It's just exercise. E doar exercițiu. Nu te ajută respirația în totalitate. Altă întrebare? Thank you, Krishna. My question is for this meditation. 老师在之前教过，就是如果我们要是做这个冥想的时候，如果我们的动机不是一个非常强大的动机，那我们意识的某一个部分就会停止下来。那我有检查到我自己，就是在日常生活当中有一个迹象，就是会有一些事情会健忘，那是不是因为在这个练习当中有出错，然后我的意识有部分停下来。Before when you talk about when you do this meditation, it's very important to know that we should have a very high motivation. And you talk about when you don't have that kind of high motivation, that one part of your mind will stop. So, because I check my life, and I find that sometimes I find myself easy to forget things. So, maybe that's because I do something wrong with this meditation. So, it's that a part of my question. So, the karma. Vorbește despre motivație, din ce am înțeles. Motivația pe care să o ai când,
când faci meditația. Of staying in the elevator is the seed you plant by Kainan, smoking marijuana. Deci karma pe care o plantezi stând în lift este similară cu karma pe care o ai fumând marihuana. In meditation, you know, just like some people like to go home and drink a beer every night, and they don't get drunk and they don't fight, but they're like, Unii oameni preferă să ducă acasă să bea câte o bere în fiecare seară și nu se ceartă cu nimeni deloc, dar sunt așa foarte foarte relaxați și deci dacă îmi iau ca motivație doar să mă simt bine, să mă simt relaxat și în pace, karma acestei motivații, sămânța pe care o plantează în mintea mea, este să ajung să fiu uituc. Sau să nu mă pot gândi, sau să nu pot gândi limpede. Iar Vivian mă întreabă că deci dacă fac meditația asta și în special pașii din lift cu o motivație inferioară, sau dacă mă blochez în lift, adică motivația devine mai puternică să fiu liniștit și calm, deci practic mă blochez în lift, asta înseamnă. Deci asta plantează semințe de a deveni uituc. Precum îți uiți cheile sau îți pierzi telefonul sau nu mai ții minte ce aveai de făcut azi. Sau îți zic oamenii că Gheșe, ai uitat să faci lucrul ăla și ăla și... Yeah, I think it's possible. But I think the general lamrim, there's people who come to the lamrim regularly. You don't have to come to all of them, it's too many. You will get fired from your job and your family will divorce you. Deci cred că oamenii care vin în continuare la lamrim, chiar dacă nu ajungi la toate, nici nu poți să vii, că sunt multe și îți vei pierde jobul și familia ta va divorța de tine. Dar voi, cei care veniți la lamrim, eu cred că voi înțelegeți scopul acestei meditații. Înțelegeți scopul a ce facem noi aici. Deci, ce faci tu în Guangzhou prin faptul că organizezi mii de oameni la evenimente? Deci, acea motivație, motivația este să ajute orașul Guangzhou. Și eu cred că nu-ți vei pierde motivația corectă. Poate să mai ai o zi proastă în care te gândești doar la tine, dar cred că dacă tu vii în continuare la lamrimuri, eu cred că nu o să vei pierde motivația corectă și... Na, deci nu trebuie să-ți faci griji. Probabil face parte din procesul de îmbătrânire, ca mine, nu? Eu și Phil vă putem spune ce înseamnă să îmbătrânești, dar nu-ți bate cap. Astea sunt semințe mai vechi care te mai deranjează puțin, da? Dar eu, din ce am experimentat făcând meditația asta, este că mintea mea devine din ce în ce mai ascuțită. În fiecare an. Lucruri ciudate se întâmplă. Adică încep să-mi amintesc multe chestii. De exemplu, clase pe care la care am asistat acum 20 de ani, încep să-mi vină în minte cu foarte mare claritate. Deci eu cred că mintea ta se va ascuți pe măsură ce îmbătrânești. Ok.
So I kind of wanted to, we have about an hour left of this class. Și mai avem cam o oră din lecția asta. Și vreau să vă dau planul pentru săptămâna asta. Sunt câteva obiective pe care le urmărim. Unu ar fi că dimineața când ești mai proaspăt la minte, vom sta mai mult în meditație. Iar eu n-am predat niciodată partea a treia și a patra din dansul leului. Așa că voi sunteți primii din lume care o vor face săptămâna asta. Vom face partea a treia și a patra. Până acum am făcut doar partea 1. Următoarele părți sunt puțin mai rapide și voi vrea să fac partea a treia și a patra cu voi. Și apoi mi-ar plăcea să faceți această meditație și în retreat-ul vostru personal în zilele următoare, dar și pentru următoarele 3-4 luni. Pentru că atunci când o să ajungem la partea a 5-a, veți fi pregătiți. Și aceia din voi care nu ați lucrat pe meditația asta, de exemplu, știu că am predat-o în Germania la un moment dat. Deci voi cei care ați primit-o, ar trebui să o practicați. Nu am mai făcut-o și în New York. Deci voi cei care încă n-ați făcut primele două părți, e ok. Va trebui să veniți la zi cu meditația. Și trebuie să munciți între două retreat-uri la meditația asta. Este mai palpitant să faci următoarele părți, pentru că fundația deja ați făcut-o. Deci în zilele astea vom avansa în următoarele părți din meditația leului. V-am dat și un text de citit. Textul e puțin greșit, dar nu vă faceți probleme. But that's a nice thing, and we'll do that all week. And then we'll continue with the Lam Rim. Deci asta vom face săptămâna asta, vom continua cu meditația asta și vom continua și cu Lam Rim. There's two tracks in Buddhism. There's the Meditation track and there's the Lam Rim track. Sunt două nu știu cum să-i trag. Sunt două căi de studiu în budism. Una este Lam Rimu și cealaltă este Geshe. Calea lui Geshe. Deci fie devii un călugăr și adopți calea unui Geshe. Și apoi, și calea asta presupune să studiezi cele 5 mari cărți din budism timp de 20-25 de ani. Toată ziua, zilnic. Iar dacă nu ai timp de așa ceva, în mod tradițional, în Tibet, ai face calea Lam Rim. Și dar și călugării fac Lam Rim, dar o fac în timpul vacanței. Și lama și deștea mai mari vin și predau Lam Rim. Este un fel de Lam Rim, un fel de desert așa, ca feeling. Deci pe calea Lam Rim este cu adevărat cam tot aceeași informație. E la fel ca calea lui unui Geshe, dar nu este la fel de detaliată. Și e mai mult focusată pe meditație.
similar information, but it's more emphasis on meditation. Deci Lamrim este similar, dar e, dar e cu accent pe meditație. Cei care fac geshe, calea unui geshe, nu folosesc așa mult părțile de meditație din Lamrim. Meditațiile lor sunt în principal din subiectele din Lamrim. So if you want to be a meditation teacher or something like that, you should know the Lamrim. Deci dacă vrei să devii un îndrumător de meditație, ar trebui să cunoști Lamrim. So we'll do Lamrim, we'll do the next part of Lamrim. We have reached a section about suffering. Deci vom face următoarea parte din Lamrim. Am ajuns la o secțiune care este despre diferitele tipuri de suferințe ale unei ființe umane. E puțin cam depresivă partea asta. Scopul acestor pasaje este să te întristeze puțin, astfel încât să te motiveze să, să vrei să continui să studiezi și să, să scapi de această suferință. Dar în primul rând trebuie să înveți detaliile suferinței și, și conform cu Lamrimul, noi cu toții suferim și sunt trei tipuri de suferințe, da? Prima, prima se cheamă suferința durerii. Și cel mai exemplu clasic este, este te ia o durere de cap, cruntă, o durere evidentă așa, grosieră. Al doilea tip de suferință, cum se cheamă? Este suferința schimbării și exemplu clasic este o cină bună. O cină foarte bună la un restaurant bun. Și de ce este asta suferință? Pentru că ține o perioadă, iar apoi iar te apucă foame. În câteva ore iarăși ți-e foame. Deci, cu adevărat, nu este plăcere, este tot un fel de durere mascată, această cină. Și în timp ce înainte ce îți vine foamea, înainte să te apuce foamea, mai și îmbătrânești în timpul ăsta. Și dacă apuci să ai suficient de multe astfel de mese copioase, treptat, pas cu pas, după fiecare îmbătrânești și în final ajungi într-un azil de bătrâni. Deci, prin intermediul acestor plăceri, în ghilimele, corpul tău de fapt îmbătrânește și ajungi să fii bătrân. Și să corpul tău să se, să, să se dezintegreze. Deci când ajungi la 65 de ani, majoritatea discuțiilor sunt despre doctorii voștri. Wow, am găsit un doctor nou. Wow, zici și mie. Deci chiar și în timp ce faci yoga, chiar și în timp ce meditezi, corpul tău îmbătrânește. Și vom studia toate, toate lucrurile astea le vom studia săptămâna asta. Deci scopul meu este să predau tot acest Lamrim pe nume Darul Eliberării pus în palma ta. E acel lama care zice, ia darul de aici, ia-l și devină un Buddha. Eu cred că asta e cea mai incredibilă carte scrisă vreodată din Tibet. Are 500 de pagini? Sau are, în tibetană are 500 de pagini cartea asta.
Și avem scopul de a o termina în 10 ani. Opriți-vă microfonul, vă rog. Așa, ați mai comentat ceva pe aici? Ok. Octaviu, ziceam, eu nu l-aveam deschis, dar ziceam l-aveai. Închide-l, că se acum auzea. L-am deschis. Ok. Să nu uitați. Ziceam că, acum nu știu cum e pentru fiecare, că durează clasa de cât, de cât durează. Mă, aici... Mai o facem până la capăt? Întrebare, că mai sunt, mai e ceva, nu? Adică au trecut cele 2 ore și ceva, ziceam. Hai să vedem când există o pauză, închidem și continuăm data viitoare. Așa putem să ducem până la capăt, mai sunt 40... Bun, hai că o ducem dacă e nevoie. Bine, hai să continuăm, să vedem. Bine. We're about 8 years through, 8.5, something like that. We're not far from the end now. We're about 2 years from the end. Deci am avut scop ca în 10 ani să terminăm toată cartea asta, iar suntem cam la 8 ani jumate, deci nu suntem departe de finish. Ăsta e al 29-lea retreat. Deci e foarte mișto că am reușit să supraviețuim. Deci mai avem cam 8 clase din acest lambrim. Și strategia mea la început. De strategia mea a fost să predau la început partea de meditație. Deci m-am dus la finalul cărții, lambrim, și am predat secțiunea despre meditație. Pentru că apoi, ajutându-ne de meditație, vom medita de-a lungul tuturor celorlalte retreat-uri. Deci cei care ați fost la început în Prescott, am început la finalul cărții și am făcut secțiunea despre meditație. Și apoi am început cu primele lecții din Lamrim ca să pot să meditez asupra subiectelor din Lamrim. And we reached the meditation section, which we already did, we'll skip to Tsongkhapa's Lamrim. Dar apoi mi-a venit o idee că atunci când ajungem din nou la final și ajungem la secțiunea despre meditație, o vom face din Lamrimul lui Tsongkhapa. Because this Lamrim doesn't spend much time on meditation and emptiness. Pentru că acest Lamrim nu petrece prea mult timp asupra meditațiilor despre vacuitate. Iar Tsongkhapa în cartea lui are 500 de pagini despre meditație asupra vacuității. Deci planul meu măreț a fost să predau secțiunea de meditație din această carte, Darul Eliberării. Apoi să facem toată cartea și la final, ca un fel de desert, să facem Tsongkhapa. Tsongkhapa despre Shamatha și Vipassana. Și percepția directă a vacuității. Deci această carte va mai dura încă 8 retreat-uri. Și dacă vrem apoi să facem desertul, adică meditațiile lui Tsongkhapa despre vacuitate, ne va mai lua încă 20 de retreat-uri. Deci, în noul context și noul plan, suntem cam la jumate. Am terminat 29 de retreat-uri, mai avem încă 28. Deci, ideea mea... Unul din motivele pentru care am început să predau Lamrim este că
Învățătorul meu mi l-a predat de 3 ori, iar învățătorul învățătorului meu. Deci, învățătorul învățătorului meu, care era Trijan Grimpoce, l-a scris. Iar învățătorul lui Trijan Grimpoce este Pabonka, care l-a vorbit. Deci, voi sunteți a patra generație și sunteți un element important din a menține acest lineaj mai departe. Deci a fost predat de către Pabonka, a fost scris de către Trijan Grimpoce și a fost editat timp de 20 de ani. Și e cea mai mare carte din toată tradiția tibetană. Învățătorul meu mi l-a predat timp de 30 de ani, iar acum eu îl predau. Iar următorul sunteți voi. Voi trebuie să-l predați mai departe. Deci ăsta e planul meu nou. Pentru că mai avem încă 8 retreat-uri, în același timp voi începe să fac și un fel de recapitulare a tot ce am făcut până acum. Deci parte din săptămâna asta, în fiecare clasă vom începe să facem recapitulare. Și la final, când ajungem la finalul darului eliberării, vom apuca să facem o revizuire întreagă. Și motivația pentru care fac acest review este că vreau ca voi să îl predați. Și până acum, n-am mai făcut teme și examinări pentru că, sincer, n-am avut timp. Pentru că sunt ocupat în Guangzhou și cu alte evenimente. Deci visul meu este să facem această recapitulare printr-o noțiune pe care noi am denumit-o idim. Vreți să vedeți ce înseamnă un idim? Am inventat un nou cuvânt în engleză. Idim. Trebuie să traducem, să vedem ce înseamnă acest cuvânt, idim. E un cuvânt nou pe care l-am inventat. Ce înseamnă? Înseamnă imagini, idei în imagini. Idim. Idei în imagini. Asta se traduce. Deci e o poză sau ceva mnemonică, se zice, ceva ce îți va declanșa în mintea ta niște idei, în memoria ta. Îți va declanșa memoria despre un anumit subiect pe care l-am studiat. Deci aleg imagini care îți va aduce aminte despre aceste subiecte din Lamrim. Și iată prima. Uite prima imagine. Asta este imaginea autorului, Pabonka Rinpoche. Și aș vrea să folosiți aceste imagini drept unelte pentru studiu, pentru a vă înlesni studiul. Studiul acesta de a deveni îndrumător la rândul vostru. Deci un îndrumător de Lamrim este separat de un DCI teacher. Un învățător de Lamrim e ceva diferit. I want you to look at the picture and I'll review with you starting this week. Deci să vreau să vă uitați la aceste imagini, iar noi vom face o recapitulare în săptămâna asta. Și această recapitulare va dura timp de 2 ani. Câte idimuri de astea vor fi? Vor fi aproape 500. Okay, there will be 500. We have to finish 60 this week. Săptămâna asta trebuie să trecem prin 60 din ele. You have 8 more Lamrim retreats.
Mai aveți 8 retreat-uri la Mrim și trebuie să recapitulăm 60 de idei în această săptămână. Dacă vrei să dai mai departe generației următoare, iar asta este modul meu de a vă testa. Mi-a mai venit o idee. Dacă vreți să puneți imaginea acelui curs de îndrumători ACI, v-am trimis eu un PDF cu două pagini. It's just a black and white two-page thing I sent you this morning. You'll find it. Anyway, I have an idea. We would like to start an ACI teacher training. Mi-a mai venit și ideea de a începe un curs de trainer ACI. E diferit față de DCI. ACI teacher training, which the boss is a Reed. Pentru DCI, șefa este Orit. Este șefa, decanul colegiului din Sedona. Și funcționează cam de un an. Pentru mine, momentul magic a fost în Taipei, unde am avut 3000 de participanți într-o singură sală și 31 de profesori. Majoritatea au fost școliți la colegiul din Sedona. Și mulți oameni au venit și mi-au spus că profesorii tăi sunt foarte, foarte buni. Am încercat să învăț, să predau, să învăț și pe alții să devină profesori și am eșuat spectaculos. Dar Orit și Scott au pus bazele acestui training din Sedona, care nu e ușor deloc, e destul de solicitant și produc învățători foarte buni și vreau să îi și mulțumesc pe calea asta. Cred că o să luăm pauză când încep să descrie prima imagine, așa că să vedem. Și continuăm marțea viitoare. Deci o să facem... Care e diferența între ACI și DCI? ACI? DCI, scopul DCI este să nu fie ceva religios. De exemplu, la începutul acestui an am fost în Kazakhstan. Și am predat unui grup de 1000 de musulmani. Am predat DCI. Teachers. Yeah. So anyway, I was so happy with what's happening with the DCI teachers. Deci eram așa bucuros despre profesorii DCI. That we would like to train ACI teachers. What's the difference between ACI and DCI? Deci care e diferența între ACI și DCI? Deci DCI este pentru toată lumea. Și în special pentru oamenii de business. Și ei nu contează dacă ei vor să fie budiști sau nu.
that we taught in Kazakhstan, none of them want to be Buddhist. Deci toți cei din Kazahstan musulmani, niciunul din ei nu vor să fie budiști. Nu interesează. Au religia lor și sunt bucuroși cu religia lor. Și eu sunt bucuroși că ei sunt bucuroși cu religia lor. Și toată lumea ar trebui să facă ceea ce i-au învățat părinții și asta e în regulă. Dacă ești budist, nu vrei să te însori într-o biserică creștină și dacă ești musulman, nu vrei să te însori într-o biserică budistă. Deci e ok. Deci DCI încearcă să predea marile idei din Asia oamenilor normali care vor să aibă succes în afaceri, în familie, cu sănătatea, în starea lor mentală și încercând astfel să creăm un fel de pace în lume. Deci cam asta e DCI-ul. Și are foarte mult succes. E prea de succes. Avem invitații în multe țări unde nici nu putem ajunge. Deci de asta avem nevoie de mai mulți profesori. Și cred că acest colegiu e foarte fain și produce noi profesori, astfel încât la un moment dat putem să acoperim nevoia noilor țări care au nevoie de DCI. Și cred eu că va dura mulți ani. Visul nostru este să construim și o filială în Europa și o altă filială în Asia, astfel încât să antrenăm profesori și în alte limbi. Iar ACI este mai budist. Este pentru oamenii care sunt atrași de lucrurile mai spirituale. DCI, for example, we don't talk about what's going to happen to you after you die. În DCI, de exemplu, nu vorbim despre ce ți se va întâmpla după ce mori, de exemplu. Or how can you become Buddha? Sau cum să devii un Buddha. Nu este relevant pentru DCI. Sau nu este potrivit să predai aceste lucruri în DCI. Dar în ACI, asta este începutul. Începem să studiem cu ce se va întâmpla după ce mori. Deci DCI-ul este un filtru imens. Să zicem că 1000 de oameni vin la un discurs introductiv DCI. Din cei 1000, 100 merg mai departe la retreat-ul de 2 zile pentru a aprofunda DCI. Și din acei 100 de oameni, 10 oameni vor veni la Diamond Mountain, la cursurile ACI. Deci oamenii care sunt interesați de lucrurile profund spirituale vor ajunge aici. Voi sunteți singurii din 25.000 de oameni care au ajuns aici. Deci avem nevoie și de profesori buni ACI. Și am vorbit timp de mulți ani cum să predăm ACI și cum să învățăm pe alții să predea ACI. Și avem ideea asta la care lucrăm cu Jasmine, cea care a organizat retreat-ul din Thailanda, care a fost foarte mișto. She 430 de oameni au venit. Și construiește în fiecare an.
se mărește. E foarte bună la a organiza retreat-uri. Și am avut o idee că noi tot predăm ACI timp de 25 de ani. Uite, Hector predă în New York timp de mulți ani. Și ne gândim cum putem să dăm mai departe ACI cu mai mulți oameni. Și ne-a venit ideea de a face un fel de studiouri de meditație. Când am scris Șlefuitorul de diamante, în carte am scris că oamenii de afaceri ar trebui să mediteze, iar la vremea respectivă era o idee foarte ciudată, așa. Dar oamenilor le-a plăcut și cartea s-a vândut în milioane de exemplare. Și tot în carte am zis că oamenii poate ar trebui să încerce și yoga. Și editorul meu de atunci, de la Doubleday, mi-a zis, exclude partea cu yoga. Și eu l-am zis, dar de ce? Și el mi-a zis că nimeni nu face yoga. Și pune mai degrabă golf. Și cred că prima ediție scria de golf. Iar în acel moment era doar un singur studio de yoga în lume. Iar acum studiourile de yoga peste tot există. E ceva obișnuit. Jivamukti a fost primul studio mare din yoga, din New York. Și felul cum sunt ținute orele, există o tradiție. Și a început cu câțiva oameni în New York care s-au gândit cum să facem să predăm yoga. Și hai să luăm o cameră mare. Și acum ți se pare ceva normal, dar la vremea aia erau primii, au trebuit ei să creeze sistemul ăsta. Și nimeni nu făcea. Și chiar și editorul meu nu vrea să pună despre yoga în Șlefuitor. Deci ceva similar vrem să facem și noi, învățându-i pe oameni să mediteze. Și când am intrat pe ușile noului studio din New York al lui Hector, și e mișto că are și o cafenea acolo, și când am intrat acolo, pe ușă scria studio de iluminare. Și când am citit, am zis, wow, asta trebuie să fie ideea lui Hector. Și am zis că vreau să iau și eu această idee. Deci am vrea să construim un fel de lanț de studio de meditații. Oamenii vin, le predai meditația, există mai multe niveluri și devine ceva obișnuit în lumea în care trăiești. În China există niște cluburi, cum ar fi clubul Wang sau nu știu, tot așa, cluburi similare. Și am fost într-un astfel de club. E o clădire frumoasă. Haideți, eu zic să încheiem, că uite, deja e ora 10 și poate mai avem și alte chestii de făcut. Ține minte unde am terminat la discuția despre studiouri de meditație. O oră 37 a trecut din prima lecție și continuăm marțea viitoare. Da, Gabi? Mai ești? Da, Gabi? A fost tot timpul. Hai să spunem rugăciunile și să încheiem. Bine, haideți. Aici este Marele Pământ.
plin de miros de tămâie și de o pătură de flori acoperit. Mărețul munte, cu cele patru continente, purtând soarele și luna, ca bijuterie. În mintea mea mi le imaginez paradisul lui Buddha și le ofer în dar pe toate ție. Datorită acestei fapte, fie ca toate ființele vii, într-o lume plină de puritate, să locuiască. Idanguru Ratna Mandalakam Niryatayami. Și dedicația de trei ori. Datorită faptei mele bune, pe care am făcut-o chiar acum, fie ca toate ființele să-și desăvârșească colecția de merite și înțelepciune, și astfel să dobândească cele două lucruri sublime, ce numai din cele două se înfăptuiesc. Bun. Să punem stop și la înregistrare.